O femeie din Botenia a fost găsită mai mult moarte decât vie miercuri după ce a fost căutată toată noaptea de o mulțime de oameni. Maria Popescu, în vârstă de 77 de ani, plecase de acasă spunând că se duce la izlazul comunal să-și ia vitele de la păscut. Timpul a trecut, s-a lăsat întunericul și femeia nu s-a mai întors la domiciliu, motiv pentru care familia a sunat la 112 și a anunțat dispariția. În jurul orei 20-30, sătenii, polițiștii și voluntari ai serviciului local pentru situații de urgență au început să o caute pe femeie. Timp de peste 12 ore până aproape de ora 5 a dimineții de ieri, echipele de căutare din care a făcut parte și primarul Vasile Leau au strigat și au scotocit prin toate zonele, inclusiv pe potești și luminișuri de pădure în care se bănuia că ar putea să fie femeia. Aceasta a fost găsită abia la ora 8 dimineața în albia unui păru de la marginea localității mai mult moartă decât vie și udă din cap până în picioare, era în șoc hipotermic avansat, iar echipa medicală de pe ambulanță sosită la fața locului se mira că femeia mai respiră. A primit îngrijiri la fața locului, a fost înfășurată în folie izotermică și pături și apoi transportată în stare stabilă la Spitalul Municipal din Câmpulung. Femeia a declarat că a prins o noaptea și că s-a rătăcit și că nu-și mai amintește mare lucru din ce s-a întâmplat.